Vă propunem un moment de reculegere în memoria lui Remus Câmpeanu, legenda celor de la Universitatea Cluj, cel care a scris istorie pentru Șepcile Roșii prin golul care a adus singurul trofeu din istoria universității, Cupa României în 1965, în finala 2-1 cu Dinamo Pitești. Vă mulțumim! Remus Câmpeanu, despre care vom mai vorbi pe parcursul acestei transmisiuni, este cel care a adus prin golul său singurul trofeu din istoria Universității Cluj, o cupă a României. Începe așadar acest meci cu Universitatea în echipamentul de deplasare roșu-negru a sezonului. Începe acest play-out de pe penultima poziție și se dă penalti în chiar minutul 3. Slatina beneficiază de un penalti, o intervenție a lui Ovidiu Popescu asupra Rogoveanu, direct în vinclu, 1-0 pentru Slatina. 3, deschidere de scor pe stadionul 1 mai din Slatina. Gazele reușesc să marcheze primul gol al acestei partide prin Rogoveanu, jucătorul cu numărul 31. Așadar, Daniel Rogoveanu deschide scorul în minutul 4, în minutul 3, cum a spus crainicul stadionului 1 mai. Ațca pentru Ribeiro, Clujul cere penalti, acțiunea continuă. Vine Taub din spate și este gol! Gol superb reușit de Carol Taub în minutul 27. Haide! Haide, tată! Și este arătat la camere numărul 5 pentru eternul Remus Câmpeanu. Minutul 25, egalitate pe tabela de marcaj pentru formația oaspete, am scris jucătorul cu numărul. Și asta acum pentru Universitatea Pârvulescu în partea dreaptă, minge în bară, acțiunea Universității continuă, ocazie uriașă din nou pentru echipa lui Costel Enache, trimite Cosmin Meșter pe lângă poartă, noi intrați Pârvulescu și Meșter, trec pe lângă 2-1, un 2-1 pe care Universitatea îl merită. Aminge pentru 2-1, înscrie Telcean din marginea careului Migluie. Victor Dican, cel care îi aduce pe clujeni în avantaj la 5 minute după pauză. Remus Câmpeanu, către el se îndreaptă toate gândurile clujenilor, toate gândurile suporterilor Șepcilor Roșii și nu doar. Remus Câmpeanu, un nume important al istoriei fotbalului românesc. Cât de frumos se creează această acțiune pentru 3-1! 3-1, Cosmin Meșter! Și Universitatea rezolvă această partidă. Minutul 68. Foarte sus defensiva celor din Slatina, foarte bună apariția lui Meșter. Aici Nicușor Grecu iese, a spune eu, prea mult, nu prea avea ce să caute acolo. Dacă ar fi stat mai aproape de linia porții, l-ar fi obligat pe Meșter să... Corner pentru echipa lui Costel Enache. Ribeiro! Gol! 4-1, tot Dican. Bun, nu, n-a nimerit niciodată. Niciodată n-a nimerit crainicul. E Dican, e golul lui Dican. E și Telcean acolo în zonă, dar Dican e marcatorul. Picioare, picioare,
Minge pentru 4-2. Înscrie și Iani Stoica. Minutul 88. Minutul 88, slătinenire de prin handicap, jucătorul cu numărul 9, Iani Stoica. Slatina va evita cu greu retrogradarea. Se ridică Fanionul. Șeflerul de final, Iulian Călin pune capăt acestei partide, victorie fără drept de apel a Universității, chiar dacă Slatina a condus cu 1-0.